Școala gimnazială din comuna Timișeană Sat Chinez a fost reabilitată cu fonduri PNDL și cofinanțare de la bugetul local. Proiectul Reabilitare Școala Gimnazială Sat Chinez, comuna Sat Chinez, județul Timiș, a fost finalizat, iar administrația locală speră că va face recepția lucrărilor în maxim 3 luni. Este o investiție finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, dar și cu sume de la bugetul local al comunei, care se ridică până în acest moment la o valoare de aproximativ 4,5 milioane de lei. Investiția a constat în reabilitarea completă a școlii gimnaziale, precum schimbare acoperiș, reabilitare completă a claselor, înlocuirea vechiului sistem de încălzire cu altul nou, inclusiv construirea unui nou corp de clădire, care va avea o sală de sport cu vestiare complete, dar și un laborator de informatică.